Mă bucur foarte tare că am reușit să scot și pui de fazan la incubator. Dragi prieteni, iar astăzi s-au împlinit 21 de zile și avem o gălăgie de puișori în interior. Aici o avem și pe Anto. Astăzi am fost plecat de acasă, așa că n-am scos nici un puiuț din incubator. Acum îi vom scoate să vedem ce avem aici. Am și ceva surprize, însă nu știu dacă or ieșit. Se pare că nu. Avem aici o gălăgie de pui. Ia priviți, majoritatea Izabel Pitic. Columbia, Potârnichiu. HD-ul, ceva albaștri, pot fi și din ouăle de potârnichiu ceva mai, ia uite aici, ăsta nu reușea să iasă. În incubator, după cum v-am spus, am și ceva ouă de fazan, o să-l las încă, nu pot, sunt și foarte obosit. O să, când videoclipul ăsta o să apară, deja ați văzut. O să fi văzut că am fost la Tulișa, la măsuratul oilor. Sunt foarte obosit, am vreo 2 ore dormite din 48. Foarte, foarte, da, ăla a amorțit, își dă el drumul. Hai să vedem cât sunt și merg să-i duc jos. Aici iarăși încă unul care trebuie puțin ajutat, are o aripă ieșită și o să-l ajut. Sunt foarte mulți care sunt și de aseară, scoși, n-am reușit să-i scot. Hai să vedem cât sunt de toți, să pot să-i băgăm în ladă. Deci, 1, 2, ia câte 2, te rog. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Asta lasă-l. Că asta mi se pare că e cu un ochi închis, e un pic adormit. Ah, și revine, nu-i problemă. 20. 22 cu ăștia. 24 cu ăștia 2. Și cu ăsta ar fi 25, mai am o jumătate de oră de ouă ciobite, da. O să revin, o să închid vlogul și o să revin, o să-l ajut pe ăsta să iasă din nou, pentru că cu siguranță nu o să reușească. Revin dimineață, sunt curios să văd și astea de fazan, v-am spus, asta era surpriza, numai astea ar fi trebuit să stea cu vreo 5 zile în plus, 4 zile în plus. Și v-am spus, dacă am fost plecat, Anca s-a ocupat cât o putut, n-o prea umbla la incubator. Să-l ajut pe ăsta să iasă și ne revedem mâine să vedem exact câți pui avem. Ia uitați, cei pe care i-am scos afară sunt un pic mai iuți, ori prins putere. După cum observați, am un bec de căldură. Deoarece în videoclipurile anterioare cu pui, mulți mi-au spus de ce nu le pun bec de căldură. Nu le-aș fi pus nici acum, însă dacă cumva îmi vor ieși pui de fazan, trebuie neapărat. Și lângă el am un bec economic pentru lumină. Deci pui de fazan nu ar trăi. Am avut în anii anteriori, am avut și eu fazani acasă și nu au trăit fără becul de căldură. Așa că de data asta n-am vrut să mai risc și am pus direct becul de căldură pentru pui, în cazul în care îmi vor ieși și de fazan. Cam ăștia pentru moment. Rămâne să vedem ce mai iasă din incubator. Iar la sfârșitul
videoclipului vom ști exact câți pui sunt. Haideți că între timp trebuie să plec la Târgu Jiu. După cum vedeți, am aici 5 puiuți pe care îi voi duce la Târgu Jiu, iar băiatul vine de la Mehedinți, din județ, de acolo, nu știu, are vreo 70 de kilometri și el. Și vine să-mi aducă și să ne întâlnim, am decis să ne întâlnim la Târgu Jiu pentru a-mi aduce o găină. O să videoclipul ăsta o să-l atașez de cel cu pui, deoarece e filmat în aceeași perioadă. Eu îi duc pui, el îmi dă o găină matură, o să vedeți despre ce-i vorba, cât ai clipi, iar pentru mine în vreo 2 ore și ceva. Haideți că am ajuns acasă direct. N-am mai filmat acolo. Despre găinușa asta e vorba. O găină Brahma Gold, varietatea alb-galben. După cum puteți observa, am și negru-galben. Ea e alb-galben. Are aceeași bănuți despre vârful penelor rotunzi. Acum au și plouat un pic. Plouat afară destul de tare. După cum ați putut observa, când au fost una lângă alta, cred că asta e mai mare decât, ca și dimensiune mai mare decât cea pe negru. Și după ea, după această găină, am fost la Târgu Jiu. Acum să vedem câți pui reușesc să scot din incubator. Ia uitați. Am reușit să fac o familie de 2 plus 1, sunt foarte încântat. Cocoșul, după cum puteți observa, are un pic albastru în coadă, deci e un albastru închis, nu e chiar negru-negru, și pe piept, pe burtă, deci eu sper să, uite, să iau la bătaie acum un pic, eu sper să fie în regulă și să reușesc să scot ceva din această găină. Ea a fost ținută cu un cocoș de Brahma HD, deci ouăle în următoarele 2 săptămâni nu vor fi chiar ce trebuie. Bun, haideți că am revenit. Dacă aseară am scos 23 de pui, le-am dus jos, am mai lăsat 2 în incubator, după cum v-am spus, l-am ajutat și pe celălalt să iasă. Acum să vedem câți mai avem pe aici. Opa! Oh, avem câțiva. Pipi, tati, pipi, pipi, pipi. Deci, aici mai avem 2, 4, 6, 8, încă 10. Deci sunt 33. Până acum scoși. Avem și de bobat. 1. Majoritatea Isabel Pitic. Asta e cam roșcovan, nu-mi dau seama de la care e. Dar ceilalți 2 sunt de HD. Mai am încă un nou ciobit tot de HD. Aici încă un ou de bobat. Și pui de găină au cam ieșit, ar mai fi ăștia de fazan, din câte am citit eu, ăștia eclozează la 25 de zile. Deci nu știu când o să iasă și nu știu dacă vor mai ieși, ținând cont că ăștia ori întors ouăle pe aici, prin incubator și le-au tot mutat dintr-o parte în alta, le-au trântit. Nu știu când, cum vor mai ieși. Eu o să le mai las în incubator să văd ce se întâmplă. Să merg să-i duc pe ăștia jos. Se pare că am... Ăsta iar e bolnăvior la picior, din câte pot să văd, ăsta de aici. Însă 5 îs ok. Am destul de mulți de Isabel Pitic. Cum mai iese câte unul și
și cu malformații. După aici se joacă, se aude pe fundal. Bun, o să iau jos, să-i duc jos și acolo vă arăt toți puii. Și după încă 3 zile de așteptare, ținând cont că puii de găină au început să-mi iasă de sâmbătă, bine, mi-au mai ieșit și duminică, astăzi e marți și avem primul puiuț de fazan ieșit. Ia uitați-l cum arată, cât poate să fie de mic, însă în 48 de ore va fi rachetă, efectiv, ca rachetele ăștia, când după ce își dau drumul, sunt foarte, foarte iuți. Cam așa arată un puiuț de fazan, fazan comun, fazan de-al nostru, de pe câmp. După cum știți, ouăle chiar le-am găsit pe câmp și le-am băgat la incubat. Aici mai am 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ăsta e ciobit, 7. Ăsta nu e ciobit. Ăsta e ciobit și ăsta. Sau dacă focusează, uitați-l aici. Deci, ăștia în mod normal ar trebui să iasă absolut toți. Au fost 11 ouă puse. Unul s-a dezvoltat până la un moment dat după ce au murit și au rămas acestea 10, dintre care unul deja a ieșit. Pentru ăștia am pus eu bec cu infraroșu, becul ăla de căldură. Sper să iasă toți, m-aș bucura foarte tare. Rămâneți până la final pentru că eu zic că va merita. Haideți că au mai trecut o zi și se pare că a mai apărut unul. Ies destul de greu ăstea. Adică de când încep să ciobească ouăle și până ies, durează cel puțin 2 zile, dacă nu 3. No, ăsta o să-l iau, că ăsta deja e ca racheta. Și o să-l duc jos. Îl voi băga cu puii de găină, să vedem dacă îl acceptă. Eu sper să iasă și ăștia cât de curând, pentru că au început să le spargă destul de bine și sparte de vreo 2 zile, sunt ciobite. Sperăm să iasă. Avem deja 2 și sperăm să iasă toți. Ia uitați ce simpatic e. Opa, băi, e ca racheta acum asta. Fazanelul. Haideți că s-a făcut seara și se pare că am ceva mișcare pe aici. Ho-ho-ho! Ia uite fazanei. Fazanei. 2, 4, 6. Și cu unul de jos, 7. Deci până în momentul de față avem 7 fazanei. Am văzut că se pare că ar avea probleme la picioare, dar nu cred. Cred că totuși ăștia așa se bană. S-ar putea să aibă unii dintre ei ceva probleme la picioare, la ghiruțe. Ia uite cum le țin. Ăștia mai mici, iasă și ăsta, văd că și ăsta, bineînțeles, e ciobit și el, deci cu siguranță va ieși. Însă, din păcate, 2 dintre ei au ceva probleme la picioroșe, ăsta și ăsta. Se pare că al văd și ăsta, chiar 3 au probleme.
ori încă moi piciorușe de ori, nu știu ce să zic, că e scarachetele. O să-i duc jos, să-i vedeți și pe ceilalți. Eu sper să trăiască chiar și așa și rămâne de văzut. Am scos fazanei. Deci am reușit să scot din 11 ouă, 10 pui. Cu siguranță vor fi 10 pui. Ia uitați. Bun. Îi duc jos. Vi arăt pe toți și acolo închei vlogul. Ăștia doi cu siguranță vor ieși. Deci îs chiar foarte mulțumit. Din păcate, văd că au ceva probleme la piciorușe. Asta este. Care trăiesc, trăiesc, care nu, nu. N-am ce să fac. Dar chiar sunt bucuros că am reușit să-i scot. Haideți că am revenit direct de aici. După cum puteți observa, acolo unul... Hai, micul, sunt primul. Puiuțul de fazan. Primul. Iar acum îl vor urma și frații lui. Uitați. Doi. Patru. Șase. Au fugit ca rachetele. 6 puiuți, cu 1, 7 și cu încă 3 ouă în incubator, sunt 10. Sper să iasă, deși toate 3 ouăle rămase în incubator sunt ciobite. Eu sper să trăiască pe aici printre ăștia, deși sunt mult mai mici. Nu am cum să-i bag separat, chiar nu am unde să-i bag separat, nu o să mai țin încă un bec pentru ei separat. Eu sper să trăiască, v-am spus, dacă ajută Dumnezeu și trăiesc, e perfect, dacă nu, asta este. Eu am încercat să-i scut. Ăștia spuiuții. Până data viitoare, vă salut, vă respect. Și toate cele bune. Sănătate multă și numai bine.